Părinții Sfântului Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, au fost pomeniți astăzi la Mănăstirea Probota. Parastasul a făcut parte din programul simpozionului internațional Mitropolitul Dosoftei, Sfânt, Ctitor, Cărturar, Jubileu 400. Rugăciunile pentru odihna sufletelor lui Leontie și Misira Barilă, dar și pentru ctitorii așezământului monahal, au fost făcute în lăcașul de cult ocrotit de Sfântul Ierarh Nicolae. La slujba au participat cercetători, științifici, cadre didactice și reprezentanți ai centrului eparhial. Despre viața și opera lui Dimitrie Barilovici, cel care avea să devină Sfântul Ierarh Dosoftei, au vorbit părintele arhidiacon Vasile Demciuc și părintele profesor Vasile Nechita. Mitropolitul Dosoftei a tâlcuit pentru prima dată în limba română psalmii cei 150 a lui David. Astăzi, aici, s-a scris o pagină de istorie. Am amintit în lucrările științifice importanța celor peste 8000 de versuri a psaltirii. Am înțeles ceea ce înseamnă mesajul de folosire a limbii române în cultura noastră a țării. Iată, țara Moldovei a dat oameni mari, a dat sfinți, a dat oameni care, prin ceea ce au făcut, au arătat că tot ce e românesc și creștenește nu piere. Făcând o retrospectivă a trecutului nostru cultural, ne-am deschis o perspectivă în care să continuăm cercetările noastre de aprofundare a celor care să ducă la lămurirea multor aspecte din opera marelui ierarh, cărturar și ctitor de limbă românească. Este ctitorul limbajului liturgic românesc, chiar dacă mai târziu a fost considerat Antim Ivreanu, iată, el este cel din tâi care pune bazele liturgiei, pentru că, spre deosebire de Coresi sau de ceilalți care au mai tipărit înainte, el face această traducere a liturgiei în limba poporului pentru ca toți să se roage în același glas, în aceeași simțire, înaintea lui Dumnezeu. Lucrările simpozionului, organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, au început ieri. Lucrările simpozionului, care s-au desfășurat pe trei secțiuni, au adus în dezbatere anumite elemente ale activității Mitropolitului Dosoftei, ale vieții sale, activități de traducere, activități de mare cărturar și personalitatea de umanist a celui care a fost Mitropolitul Dosoftei. Mulțumim tuturor organizatorilor și fiecăruia în parte pentru osteneala pe care au depus-o pentru buna organizare și desfășurare a acestui simpozion. L-am slujit pe Dosoftei poetul și în ipostaza mea de muzeograf literar. Continuăm să-i fim îndepărtați cititori și iubitori de armonii divine. Aici am fost ca într-o urnă de vot solidar. Toți am votat cu istoria literaturii române, cu istoria poeziei noastre, cu eruditul mitropolit Dosoftei și în această urnă de vot l-am regăsit și pe Mihai Eminescu, de exemplu, l-am regăsit și pe Lucian Blaga, am regăsit-o și pe Ana Blandiana și am regăsit-o și pe jurnalista de foarte bună calitate de la Radio Trinitas, revista culturală în fiecare duminică, cu semnătura Teodora Stanciu. A urmat un moment muzical pregătit de arhidiaconul Ieremia Sărmaș de la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Oaspeții au vizitat apoi ansamblul monahal. Simpozionul internațional se va încheia mâine cu Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, acolo unde slujba va fi săvârșită de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic.